Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box. Eu sunt Cătălin Striblea, iar invitatul meu permanent este Loran Balint. Salutare! Salut, Cătălin! Știți ce facem aici? Punem la încercare idei noi pentru societatea românească, dar deschidem și unghiuri diferite pentru chestiuni aflate în dezbatere. Loran Balint este om de marketing publicitar, cum s-ar spune la noi, dar și profesor asociat la mai multe facultăți din România. Boții nimerim astăzi chiar pe domeniul tău, nu? Adică mari clienți corporatiști, oameni cu care lucrezi, da? Zic... Este o zonă în care am ceva experiență, da. Ok. Atunci hai să vorbim despre această dezbatere care a întors România pe față și pe dos. Nu mă așteptam. Este vorba despre casele de marcat de la Oșan, da, case de marcat care dispar și vor dispărea și în alte părți e un curs firesc al istoriei urmează automatizarea știu că sunt foarte multe perspective în chestiunea asta, dar lansez întâi o întrebare largă, așa să zic foarte deschisă. Cum ai primit tu dezbaterea când ai văzut că se accelerează lucrurile? Uh, oh, au fost câteva unghiuri care pot să zic că m-au surprins uh, primul este cât de important este pentru unii români să fie serviți Adică știam și știam mai ales când vine vorba despre vacanțe, când plecăm în vacanțe, există un segment mare de populație care își dorește foarte mult să fie servită și să, să sece zile, să nu trească să facă nimic. Știam și că la supermarket există această așteptare ca cineva să pună în sacoșă pentru un parte din dar totuși a ieșit foarte puternic la suprafață și oamenii foarte revoltați, băi, dar cum să nu mai servească cineva? Deci asta a fost una dintre, unul dintre lucruri. Uh, da, man... Aici, stai o secundă, da. te întreb Aici e și feresc pentru că oamenii cred că plătesc Un preț pentru acest serviciu uh, Da, dar dacă ne uităm Un pic în jur, toată, noi tot discutăm De 20 și ceva de emisiuni Despre lumea care este în schimbare Lucrurile care astăzi sunt într-un fel, mâine sunt într-un alt fel Astăzi ne plătim parcarea liniștit Și nu mai avem, nu ne așteptăm să fie cineva Care să ne ia banii pe parcare uh, Mergem la automat Plătim, ieșim uh, din parcare Sunt nenumărate exemple unde lucrurile se schimbă și unde uh, și noi trebuie să ne schimbăm. Putem fi serviți în anumite locuri unde este esențial uh, sau nu. Mie, că am vorbit mai devreme despre vacanțe, sunt niște locuri fabuloase unde mi-e -mi place, am trasee faine, sunt locuri faine, când mă duc la Paris, îmi place la nebunie Parisul, le recomand oamenilor, voi mergeți la Paris și mâncați falafel fel. În Paris este absolut senzațional un restaurant israelian, las asul falafelului, dar unde stai la coadă, coadă semnificativă, 30 de minute așa, ți iei falafelul și te duci în parc și mănânci la un preț semnificativ pentru România, dar pe care ți-l permiți și mănânci în parc. Adică te servești singur, strângi după tine, duci lucrurile la gunoi, dar mănânci bine, mănânci foarte bine. La Paris poți să la același timp să mănânci un fel senzațional la un restaurant în care să fii servit. Plătești probabil de 5 ori mai mult decât în locul pe care l-am menționat mai mult. Nu vorbesc de 10%, 20%, vorbesc de mult mai mult. Deci da, există o așteptare, totuși să plătești mai puțin dacă tu îți faci treaba. Dar atenție, ce înseamnă preț astăzi? Care este prețul astăzi? Pentru că fluctuează. Te duci la Oșan că este uh, lanțul de supermarketuri în casă. Care este prețul laptelui astăzi, care e mâine, care e poimine? Care mâine? Fluctuează, e mai mare, e mai mic, e mai tot. Normal că schimbarea asta le va permite să aibă niște economii cu personalul uh, și vor, se vor vedea și în prețuri. Crezi că vor scădea? Adică e posibil să scadă. Că un... este concurența. Prețurile sunt date de concurența și ce face concurența și de oameni ce sunt dispuși să plătească. Okay. Este modelul de business al supermarketurilor de a reduce prețurile cât pot versus competiție ca să te facă să cumperi de lei. Bun. Acum, schimbarea asta, cum trebuie să o interpretăm? Există, adică tu o vezi ca una bună, avantajoasă pentru societate sau... Este una dintre schimbările care vin și despre care știam că vine. Aici este partea... Oamenii sunt surprinși, adică au fost iarăși un segment de populație surprinsă de ceea ce ne-a lovit astăzi. Nu putem să fim surprinși. Nu putem să trăim atât de rupți de realitate încât să ne surprindă o astfel de schimbare. Știam că vine. Vedeam ce se întâmplă în jur, în urmă cu 10-15 ani aveam discuții, în România nu se poate, Dacă se fură în România, noi nu o să putem. Eram în Anglia, plăteam la casă self-check, și oamenii, nu, niciodată nu o să meargă uh, în România. Păi, o să meargă, să găsesc uh, soluții. Deci, uh, practic, este una dintre schimbări. Știam că va veni și ar într-un fel, ca societate să fim pregătiți pentru schimbări. Uite, zi, povesteam înainte de a intra în emisiune despre uh, câți România o să fie surprinși de ce amploare o să ia e-sports în România și uh, jocurile online și uh, uh, cât de Mare penetrare vor avea în societate în următoarea perioadă. Dar dacă ne uităm la războiul care uh, se întâmplă acum în Ucraina, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, vedem rolul dronelor. Și toate este foarte clar că ai nevoie de o armată de oameni capabili să manevreze dronele. Și dacă în urmă cu 300 de ani a apărut educația fizică în școli, ca să ai o armată capabilă să facă față pe câmpul de luptă, este foarte probabil ca toată societatea să se ducă băi, trebuie să învățăm e-sport, trebuie să învățăm joystick, trebuie să învățăm să aterizăm drone, să intrăm pe o gaură mică, să punem uh, ceva în uh, casa inamicului și, om, o să fie o surpriză mare. Băi, niciodată nu mă așteptam să aibă o asemenea amploare. Cum? Se predea în școli uh, așa ceva? Cum să fie? Adică, stai așa, a venit? Tu, da, tu prevezi că o să se predea în școli folosirea joystick-ului sau da, e- -sports? Da. sports da? Da. Pentru că vom avea nevoie de o armată de oameni capabili să controleze dronele și micile mașinuțe care o să strecoare pe câmpul de luptă. și Foarte Este interesant, nu m-am gândit asta. Da. Dar este, este un exemplu de. Păi, hai să nu ne mai surprindă chiar așa, hai să ne uităm în jur un pic și să anticipăm ceea ce uh, va veni. Oamenii, repet, au fost surprinși că au dispărut și uh, au, da. au dispărut șoferii de tractor încet, încet. Adică avem zone în România în care. Pe câmpurile agricole avem uh, mașini care se plimbă singure într-un perimetru desemnat și își fac treaba okay. fără să mai fie nevoie. Și să vă zic, dar asta duce la diverse probleme sociale, nu? La locuri de muncă. Asta istorie. duce la reinventare și birjarii când au dispărut, că au apărut mașinile și toată industria din jurul îngrijirii cailor și grajdurilor și tot. Au dispărut și au apărut altele. Adică este un mers natural al uh, lucrurilor. Dar poate este și un o schimbare importantă și de care avem nevoie. Am vorbit în cel puțin una dintre emisiuni despre faptul că noi ne întindem mai mult decât ne ține plapul mare, că societatea consumă astăzi mult mai mult decât ne permitem. Nu este sustenabil moment, modul nostru de viață. În urmă cu patru ani, cred, a fost un accident uh, uh, rutier foarte serios în care și-au pierdut viața 10 oameni, 8 dintre ei erau casiere de la Mega, de, de la Mega Image. Erau oameni care veneau de la 30-40 de kilometri din alt județ veneau la București pentru a fi casieri, după care se întorceau. Deci avem microbus care face navetă, flotă de microbuze care face naveta în jurul localităților, pentru a aduce oameni la muncă cu poluarea aferentă, cu uh, traficul uh, generat. Deci Schimbările astea s-ar putea să însemne o mai mică presiune asupra mediului, asupra da, dar societății. Da, Oamenii ce faci pentru că ei nu au un tip de educație, nu face nimeni reșcolarizare cu ei, nu îi trimite în altă păi zonă. trebuie să ce? facem, trebuie să facem. Deci, în acest moment al societății trebuie să facem și să avem grijă și să anticipăm schimbările care vor veni. Adică trebuie să înțelegem că vor dispărea la un moment dat, probabil, și șoferii. E posibil. Ia un calcul asta. Da, asta e partea care lipsește pentru că societatea și în special cea privată face o, o, un progres sau are un progres formidabil, da, să-i zicem progres în această situație, dar dispar niște locuri de muncă și rămâi cu o populație neșcolarizată și pe care nimeni nu o pregătește pentru următorul pas din viața ei. Nu, acum România are un deficit de forță de muncă, este clar. Adică avem foarte multe okay. sectoare unde avem un deficit și companiile sunt dispuse. Important e ca oamenii să vrea. Adică și oamenii să vrea să se neventeze și să facă alte, alt tip de lucruri. Deci nu mai poți să stai la casa de marcă și să scanezi produsele și să mergi acasă, ci probabil că va trebui să faci un alt tip de o, o, o altă muncă, un alt tip de activitate. Unul dintre ascultătorii noștri de la România în direct mi-a deschis o problemă formidabilă asupra digitalizării și schimbărilor societății și spune așa, domnule, din 2035 se tot spune că vom vinde numai mașini electrice ce se întâmplă cu servisurile, cu această industrie care are zeci de mii de oameni și care vor trebui să se adapteze pentru alt tip de mașini, sau poate nu va mai fi nevoie de ele, că mașinile electrice au mai, au mai puține probleme decât astea clasice, termice. Și încă o întrebare importantă spunea ce se întâmplă cu liniile de la Renault care produc mașini termice, nu electrice în momentul ăsta. Ce facem cu acea forță de muncă uriașă și care produce unul dintre cele mai mari venituri din România. Păi vezi, trebuie să ne schimbăm. Trebuie să ne schimbăm și noi și educatorii din sistemul educațional. Pentru că mi-am gândit în urmă câțiva ani când uh, uh, ne-am crucit într-o discuție toți care am la masă, cum se poate ca la cibernetică, parcă era să preda în continuare COBOL, un soft... Antic. Antic și de mult da. și, și atunci, a, păi, profesorul care preda asta știe, știe Cobol și uh, îi se păstrează locul de muncă și, uh, și atunci studenții care vin trebuie să învețe asta pentru că asta știa uh, profesorul respectiv. Noi nu putem să păstrăm casierii doar pentru că trebuie să păstrăm casierii. Toată lumea în jur se modernizează, se eficientizează, ce țările din jur trec la productivitate mai mare, noi păstrăm ca pe profesorul de cobol pentru că trebuie să păstrăm. După care ne mirăm că la fabrică la Dacia, pe linia de fabrică, tipul de angajați pe care îi avem pot să facă doar anumite lucruri dacă profesorii nu se schimbă. Dacă profesorii nu sunt și ei introduce în sistemul acesta de educare continuă și să poată să predea altfel de lucruri, alte realități, o să avem o mare problemă. În fapt, sarcina avem deja. cui pică asta? În sarcina corporațiilor? În sarcina statului? Corporațiile și antreprenorii și așa dau foarte mare atenție și au programe serioase de educare și tot, dar nu poate să fie doar în, în sistemul actual românesc și cum arată România la nivel național, nici nu ai penetrarea corporațiilor și a marilor antreprenori români în toată țara. Adică ai zone în care nu sunt atinse de acest lucru. Era surpriza mea că la Constanța nu există nicio clădire de office building, niciun. Așa e, da, ai dreptate. Dar Și vorbim de Constanța, totuși, nu. Personal, tu, Loran Balint, cu ce concluzie pleci din această dezbatere, care, sigur, peste trei zile nu va mai fi? s păi, putea când noi difuzăm emisiunea aceasta deja oamenii să fi trecut la următoarea chestie. Noi ne asumăm este... lucrul ăsta, pentru da. că noi vrem să deschidem perspective noi asupra acestor discuții. Deci personal, lor Balint, cu ce Pleci din toată această controversă? Practic, am asistat din nou la surprind, surpriza pe care o are un segment de dintre români. mamă, ce ne-a lovit, ce ne lovește, tot. Multe conversații inutile, multe zbateri inutile. Este realitatea? Cu ea mergem înainte? Este parte din schimbări? Nu știm ritmul în care se vor întâmpla? Uh, lucrurile nu vor fi lineare ceea ce astăzi este self-check și scanez singur deja dacă mergem la Zara în anumite Zara din uh, România la Uniclo în lume tu pur și simplu îți vezi coșul într-o cutie și se scanează automat după care ți le pui în pungă și ai plecat nu mai stai să scanezi deci deja, deja s-au adresat o parte din lucrurile despre care se plângeau uh, uh, oamenii uh, și da, mergem înainte da, ok, e bună concluzia adică o să ne adaptăm Asta e una dintre concluzii. Da, -o stă, uite, scuze, am omis un mic detaliu aici. Când ziceam despre faptul că în România nu se implementeze self check pentru că se fură, să știi că ții în calcul chestia asta în momentul în care faci asta. Aha. Adică, vezi, astăzi am cheltuieli cu personalul de un milion de euro, să zicem. Dacă le reduc semnificativ la 100.000, mai vin și 500.000 furt din magazine, pentru că oamenii cântăresc clementine, dar le zic că sunt portocale și mai ciupesc 50 de bani un leu la asta. Deci, se mai fură de 500.000 de euro, cost total 600.000 de euro, am economisit 400.000 de euro. Deci, este asumat, calculat, știi îți va crește probabil gradul de furt din, și nivelul de furturi din magazine, dar tanga pe manga ești în câștig. Cam cinic calculul tău. Nu este cinic, este da? un mic antreprenor român care îmi povestea că nu poate să-i merească salariul șoferului pentru că dacă ar, l ar mări, dar știe că oricum o să-l fure la benzină și că o să-i aducă niște bunuri false, astfel încât uh, preferă să-i dea salariul cu 400 de lei mai mic, o să-i mai fure de 400 de lei și asta e, ăsta e costul cu șoferul. Uh, dacă i-ar da salariul mai mare cu 400 de lei, oricum o să-i aducă bunuri de 400 și nu are chef să facă poliție cu angajații și tot. Ok, Lorand Balint, mulțumesc tare mult, chiar și pentru această concluzie. Ne auzim săptămâna viitoare la Out of the Box. Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Lorand Balint.